Când a preluat garajele Leonida, aflate lângă guvernul României, Ministerul Internelor susținea că este nevoie de un spațiu în care să fie ținute mașinile speciale care însoțesc coloanele oficiale. Garajele au intrat în subordinea poliției române la doar o zi după ce a fost atribuită licitația pentru achiziția 37 de mașini scumpe. Datele au fost puse cap la cap de cei de la Hot News și potrivit anchetei Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului, subordonat la acea vreme directorului Gabriel Oprea, a plătit 3 milioane de euro pentru 34 de Audi A4 și alte 4 Audi Q5. Pentru acestea era nevoie de parcarea din centrul capitalei, iar motivația Ministerului atunci când a cerut să fie încredințate garajele Leonida a fost că spațiile sunt necesare în condițiile în care a crescut semnificativ numărul solicitărilor pentru coloane oficiale. Ancheta procurorilor care îl implică pe Gabriel Oprea a scos la iveală că numai acesta a folosit într-un singur an, 2015, de 1600 de ore scorta poliției, de multe ori chiar în interes personal. Mai exact, Oprea este acuzat că s-a folosit de coloana oficială să meargă la masă, acasă, ori la frizer. Interesant este că după incidentul în care unul dintre polițiștii care făceau parte din escorta lui Gabriel Oprea a murit în timpul misiunii, numărul coloanelor oficiale s-a redus considerabil, iar mașinile pentru care ministerul a plătit atâta băneți stau acum nefolosite în garajele din apropierea guvernului. Pur și simplu, în mod legal, nu este nevoie de ele. Potrivit celor de la Hot News, cele 4 modele Audi Q5 sunt folosite uneori de șefii din poliție, în timp ce modelele A4 ies din garaj doar pentru diverse evenimente de protocol și ocazional în coloane oficiale. În tot acest timp, poliția română nu a reușit să-și repare mașinile echipate cu sisteme radar. Ca răspuns la solicitarea Hot News, poliția susține că din cele 36 de echipaje radar, doar 10 sunt în stare de funcțiune. Toate aceste detalii au ieșit la iveală după ce Ministerul Culturii a cerut locul în care se află garajele poliției pentru a ridica o sală modernă pentru spectacole cu 2000 de locuri. Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, a făcut această cerere la guvern, dar s-a lovit de opoziția lui Petre Toba, actualul ministru al Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, ministerul pe care îl conduce a investit în modernizarea garajului peste 195.000 de euro, sume provenite din bani publici.